atunci când am aflat povestea următoarea melodie, care în câteva minute o să răsune și în casele voastre, am zis că da, e chiar interesant, e chiar din viață și cred că prin asta au trecut zeci de fete care nu puteau să fugă la discotecă fără ca mama să știe unde ajung și ce fac ele. Despre asta vrea să cânte și vrea să povestească în această seară Galina Maleca, e alături de noi și ne bucurăm foarte mult că ți-a dat mama voie să vii la televiziune. Da, neapărat la televiziune, cu mare drag. Bine ai revenit la noi. O melodie nouă din viață. Așa este. Tot ce e frumos, tot ce se naște, tot ce se creează, trebuie să fie și un eveniment care ne-a marcat cumva și însuși și această melodie care se intitulează Mulțumesc, măicuța mea. Totuși, Mulțumesc, măicuța mea are și un gând care se transmite cumva că mulțumim că ne-a păzit, că ne-a ocrotit de toate relele, că știți acum, știți, dacă cumva părinții nu au grijă sau multe se poate întâmpla și atunci mămica mea era foarte precaută și este în continuare, ne sună, are grijă de noi, cum ne petrecem timpul, ce facem mereu, este la curent cu toate. Vreau să știu, nunta voastră a fost în primăvară sau în iarnă? Pentru că văzusem o poză pe internet și n-am înțeles. Ori v-ați cununat într-o altă zi. Deci, da, este un mic paradox. Am să deschid un pic parantezele. Cununie, deci, și nunta a fost pe data de 28 mai, a doua zi de ziua mea. Dar acum am încercat să zic, hai să ne postăm cumva că suntem căsătoriți, pentru că soțul meu, fiind în Plăieșii, are și foarte multe admiratoare, care îi scriu în privat și nu lasă în pace, dar eu sunt cu ochii pe el și zic că am să-ți o fac ție, să-ți spun că sunt căsătorită și atunci ele nu o să mă scrie. Și parcă nu scriu. Ei, da. Da, e ca... Și să știți că merită să faceți fetelor aceasta, da. Această schimbare. Da, așa e. Atunci când ești artist, ești iubit de mai multă lume. Exact. Nu avem încotro, dar nu scrieți bărbaților însurați, da? Da, da, exact. Nu vă băgați. Trebuie să fim sinceri și eu sunt o familistă, eu iubesc foarte mult familia, iubesc copiii și țin mult la familie. Cununia este un lucru sfânt și atunci trebuie să ne gândim că, bunul Dumnezeu, dacă ne-am plătit cumva, atunci nu este în zadar și chiar nu e voie să se bage nimeni. Draga mea, tu ți-ai făcut cruce atunci când ai dat încă un examen. Avem o poză de-a ta, tot... exact cu fața asta. Hai să vedem întâi poza și să înțelegeți cât de chinuit era femeia asta. Da. Data de 30 decembrie? Da, 30 decembrie. Așa, 30 Vai, decembrie. Da, asta la conservator, ultimul examen. Într-adevăr, pare foarte chinuit. ce examen ai avut? Deci, ultimul examen, istoria muzicii a fost. Mm-hmm. Istoria acolo muzicii. Acolo a fost zubreală, da? Acolo trebuia de învățat. Chiar trebuie de învățat, pentru că este și meseria noastră și noi suntem viitorii interpreți, viitorii pedagogi, unde trebuie să profesăm și trebuie să cunoaștem tot din domeniul ce ne înconjoară, anume ce studiem la conservator. Cât ai luat? Ce notă ai luat? O notă nouă. Bravo! Hai că s-a meritat! Nouă, dar da. cum e să înveți cu copil mic, cu bărbat, iată, care i-a saltat de admiratoare? Când ți-a mai rămas timp să mai înveți? Wow, vreau să vă spun că nu este ușor. Nu este ușor deloc și nu vreau să cred nicio doamnă pe nimeni că este așa de ușor, că toate le reușește, totul bine, totul este fantastic. Totul este greu.
trebuie să te trezești de dimineață, să faci totul, repejor să fugi la conservator, să vii înapoi, mâncare la soț, mâncare la copilaș, tu să ai grijă și de tine, este complicat, dar cred că bunul Dumnezeu îmi dă puteri și le reușesc. Ceva de sus, cred că este o energie pozitivă care îmi dă aceste puteri. Așa să fie, să-ți dea puteri și în continuare să scrii muzică și să ai grijă de bărbații tăi. Ești pregătită să ne cânti? Desigur, cu mare drag. Hai să auzim această melodie și sunt sigură că mama o să fie fericită acum. Da, da? Desigur. Pentru că fiica, nu de alta, dar a fost și cu minte, are și familie frumoasă și are și o melodie pentru mama. Da. Să moară.